Ucrainean Dmitru Kuleba fac declarații, vedem așadar imagini în direct de la Ministerul de Externe, se pregătesc pentru declarații. Vă reamintesc că Dmitru Kuleba se află într-un turneu diplomatic. Haideți să ascultăm și noi aceste declarații. Bun venit la Ministerul Afacerilor Externe din nou. Mă bucur că am avut ocazia să ne revedem, să discutăm în persoană în această perioadă extrem de complicată și vreau să te felicit din inimă pentru activitatea excepțională pe care o desfășori în beneficiul Ucrainei și al valorilor noastre comune. Am avut astăzi un dialog foarte consistent, pe care de altfel îl vom continua după această conferință de presă, un schimb de opinii foarte aplicat despre situația gravă de securitate și umanitară din Ucraina, generată de războiul ilegal, neprovocat, nejustificat și premeditat al Rusiei asupra Ucrainei. Am reiterat sprijinul ferm al României pentru independența, pentru suveranitatea, pentru integritatea teritorială a Ucrainei, precum și pentru efortul eroic al autorităților ucrainiene, al cetățenilor ucrainieni de a respinge agresiunea rusă, care constituie o încălcare flagrantă a tuturor obligațiilor internaționale asumate de Rusia. Nici România, nici Ucraina, nici comunitatea internațională nu pot accepta călcarea în picioare a ordinii internaționale bazate pe reguli, care ar însemna impunerea arbitrariului prin forță. Exprim și cu această ocazie condoleanțe și regretul profund pentru pierderile de vieți omenești, pentru atât de multele vieți omenești care au fost curmate în această agresiune ilegală, pentru masivele distrugeri materiale din Ucraina, care influențează într-un mod profund negativ viața societății ucrainiene. Dramele umane, ororile, suferința prin care trece poporul ucrainian ne-au lăsat alături de întreaga lume îndoliați. Suntem alături de poporul ucrainian. Dragă Dmitru, toți cei care au murit uciși în Ucraina sunt, de fapt, frații și surorile noastre, sunt părinții și copiii noștri. De aceea, atrocitățile și crimele de război, crimele împotriva umanității, crimele de genocid, nu pot să rămână nepedepsite, iar România sprijină activ eforturile comunității internaționale pentru investigarea acestor încălcări ale dreptului internațional, ale drepturilor omului, ale dreptului internațional umanitar. După cum știți, Guvernul României a decis acordarea unei contribuții financiare voluntare către Curtea Penală Internațională pentru a sprijini investigația din Ucraina. De asemenea, am reacționat prompt și consistent încă de la începutul invaziei ruse prin numeroase măsuri pentru a oferi adăpost și asistență refugiaților ucrainieni pentru care agresiunea rusă a avut efecte dramatice. Până în prezent au intrat pe teritoriul țării noastre peste 800.000 de refugiați ucrainieni. Asistența acordată acestor persoane, inclusiv a celor care au rămas pe teritoriul României, a fost în valoare de peste 63 de milioane de euro, constând în acces gratuit la servicii medicale, la învățământ. Peste 1600 de copii sunt deja înregistrați în sistemul românesc. Studenții sunt primiți în universitățile din România. De asemenea, a constat în măsuri de sprijin pentru copii aflați în situații deosebite, asigurarea transportului gratuit pe teritoriul României, deschiderea pieței de muncă, sunt peste 2000 de cetățeni ucrainieni care sunt deja angajați în România după începutul invaziei. Doresc să vă asigur, domnule ministru, dragă Dmitru, că toți cetățenii ucrainieni refugiați în România sunt și vor fi tratați corespunzător, vor avea șansa să-și continue în condițiile date traiul normal, până când condițiile vor permite reîntoarcerea lor în siguranță în Ucraina. Trebuie să menționez și să salut încă o dată atitudinea de extraordinară solidaritate și ospitalitate a cetățenilor români care au sprijinit încă de la primele momente ale conflictului pe refugiații care au ajuns în România, dar și pe cei care au rămas în Ucraina.
Platforma guvernamentală care a fost creată în acest sens arată mai mult de 9200 de inițiative de sprijin din partea societății civile. De asemenea, am trimis mai multe tranșe de ajutor umanitar, combustibil, medicamente, alimente. Amintesc aici mai multe pachete de sprijin, cel din 28 februarie de 3,4 milioane de euro, din 16 martie 2,3 milioane de euro, donația celor 11 ambulanțe care a fost finalizată în cursul acestei săptămâni și altele. De asemenea, hub-ul umanitar de la Suceava, care este funcțional din 9 martie, asigură livrarea în mod constant de sprijin internațional pentru Ucraina, fiind în prezent tranzitat de peste 31 de convoaie umanitare, adică aproximativ 162 de camioane din numeroase țări europene, din Italia, din Franța, din Bulgaria, din Austria, din Slovenia, din Cipru, din România și din alte state. Ucraina trebuie să câștige acest război și sunt convins că îl va câștiga. Apoi va urma procesul de reconstrucție, după ce conflictul se va fi încheiat. În cadrul acestui proces de reconstrucție, care va fi unul de durată, întreaga comunitate internațională va trebui să acorde sprijin și îl asigur pe colegul meu că România este gata să fie parte a acestui efort susținut. De asemenea, vreau să transmit cu acest prilej felicitări Ucrainei pentru transmiterea răspunsului la prima parte a chestionarului pentru aderare la Uniunea Europeană și vreau să reiterez și cu acest prilej sprijinul extrem de puternic al României pentru aspirațiile europene ale Ucrainei, pentru recunoașterea perspectivei europene a acestui stat prieten și vecin. Am transmis și susținut constant la nivelul Uniunii Europene, atât la nivelul reuniunii șefilor de stat și de guvern, la reuniunile miniștrilor de externe la care am participat, că Uniunea Europeană trebuie să arate viziune, să arate curaj pentru a da Ucrainei, precum și Republicii Moldova, Georgiei, semnalul pe care îl așteaptă și anume acela că sunt îndreptățite să facă parte cu drepturi depline din Uniunea Europeană. De asemenea, mă bucur să salut faptul că astăzi și Republica Moldova a transmis răspunsul la prima parte a chestionarului pentru aderare. În același timp, știm din propria noastră experiență că parcursul pentru aderare este unul complicat care presupune multe eforturi și reforme. Vom continua să sprijinim în mod activ, în măsura în care va fi necesar, Ucraina în tot acest proces care este unul complex și laborios. De asemenea, am discutat și despre deschiderea ambasadei României la Kiev. Am informat cu privire la decizia pe care am luat-o. La momentul la care am anunțat acest demers al României, erau 8 misiuni ale statelor membre ale Uniunii Europene deja deschise la Kiev. Sper ca pregătirile să se finalizeze cât mai curând și să putem să ne reluăm activitatea în capitala Ucrainei. De asemenea, am discutat despre creșterea conectivității fizice între statele noastre, am discutat despre deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei, pentru că este nevoie de mai multă conectivitate între noi pentru a facilita fluxurile de persoane, fluxurile de mărfuri și este, din acest punct de vedere, grăitor modul în care, de exemplu, punctul de trecere a frontierei de la Isaccea l-a jucat pentru deplasarea în România a cetățenilor ucrainieni afectați de război. Am luat măsuri legate și de facilitarea comerțului Ucrainei cu alte state, de exemplu liberalizarea temporară a transportului efectuat de operatorii ucrainieni pe teritoriul României, decizia adoptată la 5 aprilie. Am discutat și despre cooperarea în materie de securitate energetică și mă bucur să salut conectarea Ucrainei la rețeaua europeană de electricitate la data de 16 martie. Am discutat de asemenea și despre faptul că legăturile puternice dintre țările noastre sunt date și de minoritățile noastre înrudite. Am evidențiat comportamentul exemplar al etnicilor români din Ucraina care au sprijinit efortul comun de apărare a statului ucrainean. Vom continua să ne ocupăm de problemele comunităților română și respectiv ucrainiană din România, respectiv din Ucraina și sunt convins că vom soluționa toate problemele acestora.
Mă opresc aici, îmi exprim încă o dată convingerea că prin efortul nostru comun putem să ridicăm relațiile noastre bilaterale la un nou nivel, să construim în această zonă a Europei un model de cooperare și știu din relația noastră foarte apropiată pe care o avem și pe care am construit-o în ultimii ani că sunt nu doar perspective, dar certitudini din acest punct de vedere. Iar perioada asta foarte complexă, cu război, cu agresiune, cu suferință umană, nu a făcut altceva decât să apropie și mai mult societățile noastre, cetățenii noștri. Dragă Dmitro, te rog.